Dani chiar zice, o să vă invit alături de mine la Ciupercuță. Hai la Ciupercuță. Pentru că am pregătit un concurs. Voi doi. La Ciupercuță. Și fără Pepe. Visul meu. Eu sunt cașcavalul. Ciupercuță cașcaval. Dragii mei, vă rog să fiți foarte atenți, pentru că spun numai o dată regulile acestui joc. Și vreau să fiți foarte concentrați. Mă simt ca vecina. Nu sunt mulți oameni în Antena 1 care astăzi sunt activi, frumoși, sănătoși, prezenți, ce pot juca acest joc. Sunt câțiva oameni care pot juca acest joc alături de oamenii de acasă. Vom arăta câte o imagine pe ecranul ăla mare de acolo, dar și acasă pentru telespectatori. Imaginea este ușor distorsionată la început. Primul care își dă seama ce emisiune este reprezentată de acea imagine, istorică, imaginea este istorică, atenție. Dar nu numai emisiunile noastea. Îmi trebuie titlul, pe ale voastre. Și al lui cel mare, și al Mihai Vitează și tot. Primul care istoric. Sunt numai emisiuni din cei 25 de ani de Antena 1. Primul care își dă seama despre ce emisiune este vorba, dar și ce personaje ar fi în cadru, măcar unul dintre ele în afară de prezentator, pentru că sunt emisiuni cu invitați toate, apasă Ciupercuța. Da, ok. Ok. Și te puteai duce și la cealaltă televiziune, nu mă supăra. Îmi dau seama că, Horia, noi nu ne-am jucat de nimic niciodată. E primul nostru joc împreună! Nici noi. Haideți mai în față. Dar merge asta? Mâinile pregătite. Stai și tu aici? Ia mâna de aici. Nu, eu sunt acest concurs. Cum adică trebuie să stai și tu? Sunt acest concurs? Eu sunt. Dar eu cu Horia. Mă rog, dacă vreți, nu fac nimic. Nu, stai acolo, arbitrez. Atenție mare. Prima imagine apare în 3, 2, 1 și... Ce credeți că este? Nu. Michi. Perfect. Horia, ai apăsat, trebuie să ne spui ce emisiune crezi că este. Te pui cu blondele, Dan Negru. Ia să vedem dacă este vorba despre... Irina Margareta Nistor, Dan Negru, inevitabil, Ozara Barabancea și What's Up! Tăticule! Ești foarte bun! Da, mi se spune că eu am plecat de 11 ani și n-am mai văzut niște... Ai plecat de 11 ani, stai liniștit! Nu! Eu nu plec niciodată de unde am fost. Bravo! Du-te la Brașov. 1-0 pentru Horia, Mihaela, trebuie să te concentrezi. Am fost în turneu la Brașov. Următoarea imagine apare în 3, 2, 1 și... Atenție la Ciupercuță. Mihaela? Zi tu. Era o emisiune de-a mea asta. Bun, Duminica în Familie, cine crezi că este invitatul? Una din... Seamănă cu Narcisa Suciu la păr, dar nu știu sigur. Nu, e perucă. După coate, grăsuța ești tu, Mihaela? Nu vreau să... Da, aici încetează. Grăsuța din dreapta a stabilit că e prezentatoarea. Cine este în stânga? Cine credem că este în stânga? Mai dați-mi o versiune de trucaj. Arunc o linia. Mai dați-mi o versiune de trucaj. N-am nicio idee. E greu, așa. Mai dați-mi o versiune de trucaj. Eu aș putea apăsa acum, nu? Cine ar putea fi? Raluca. Horia, cine crezi că e? Raluca. Raluca... Aroma. Cântăreața Raluca. Haideți să vedem despre cine este vorba. Loretta! Nu pot să cred. Lori, da. Bun, 1-1 până acum. S-au mai schimbat și Lori. Și Lori s-au mai schimbat. Măcar că m-am recunoscut pe mine, deci... Da, am observat schimbări majore, bun. Da, al treilea. Sunteți pregătiți? Mâinile la Ciupercuță. Da, e 1-1. 3, 2, 1, start. După freză. Mihaela. Asta e Mircea Radu. Este Mircea Radu. Emisiunea... Din dragoste. Așa, bravo, iertați, a plecat de 11 ani. Sau colpul de fumii. Am zis Mircea Radu. Mircea Radu din dragoste. Hai să vedem dacă este... Ia, vedeți că avem și imagini mai puțin. Raluca. Nu. Bianca Dragoșanu. Dumnezeule! Stimați telespectatori, unele buze nu se schimbă niciodată. Mihaela Rădulescu. Ești rău. Nu, sunt bun acum. Nu, să-mi spun adevărul. Dar din ceea ce îmi prezentați voi, noi de aici, din platou, senza operațiune e la vita bella. Senza. Asta vreau să zic, că m-am uitat pe imagini și tu arăți din ce în ce mai bine. Fără operații. Cât e scorul? Scorul este 2-1. Complimentul ăsta era menit pentru tine, nu pentru mine. Lasă-mă că e mai mic, el. Atenție mare. Pentru mine nu cred. 5, 4, 3, 2, 1, start. Neatza cu Răzvan. și Dani. Bun, Mihaela, cine crezi că este de Neatza cu Răzvan și Dani? Pe cine avem în cadru? Știu eu pe cine, dar... Păi nu, că tu n-ai apăsat. Eu. Știu... Nu, nu ești tu. Mihaela, cine e? Cine unde nu e? Nu e cine unde e în cadru? O cheamă, mă. Nu eram așa slabă, nu eram eu. Nu. Nu, tu nu ești. Nu, dar erai mai slabă decât... Cum o cheamă? Știu eu cum o... Nu. Știu unde s-a dus. Singura asistentă brunetă. S-a dus la Canal D. Nu, s-a dus la Din Dragoste mai întâi. Și după aceea la Canal D. Răzvan, Dani și Andreea Mantea. Mantea. Da. Mantea. Da, mă, da. Da, mi-aduc aminte, da. Are și Pictorial Playboy dezbrăcat. Da, Pictorial Playboy, da. Atenție mare, gândul la Ciupercuță, pentru că este 3-1 deja. Da. Dacă nu chiar fac. Mergem mai departe. Mergem mai departe. Știi că nu i-am recunoscut pe Răzvan și Dani, a recunoscut de cop. 2, 1 și... Cine credeți că este în imagine? Observator! Observator! Coșarcă și Stoicescu! Coșarcă și Stoicescu, hai să vedem dacă este... Cu toate că la nu-i decolteu la Stoicescu, dar nu contează. Nu, ăla-i Coșarcă. Ăla-i Coșarcă. Nu, mă, nu, stânga e Coșarcă. Observatorul care... Asta e, tăticule! Sandra, care este șefa mea la IMA și care cred că era minor în imaginea. Dacă era un singur stâlp de ăla pe care îl vedeți în centru, atunci era tucă. Era un stâlp de tucă. 3-2. 4-2 pentru Mihaela. Avem doar două. 3-2. Stați să mă uit că am fișe aici. 5-2 pentru Mihaela. Mi-a făcut... Vreau să fiu egal, cel puțin. Suntem la tucă, la poza 5. Este 4-2. Da. Cred. Mergem mai departe. Poza 6. 6. Mi-a făcut Michi Fișa. 6. Atenți la Ciupercuță. Ficusul. Ficusul pe care îl avem și noi acum aici este de la Mihaela. Duminica în Familie. Nu e ficusul. Nu, stai. Stop, opriți. E același ficus. E același ficus, dar nu judecăm după ficus. Încă o dată, pentru că ne-ați luat ficusul. Emisiunile trec, ficusul rămâne. Stai așa. Ce-am zis, bă? Deci sunt doi oameni la cadru. Da, mă, știu. Zi, Horia. Badea cu Oreste. Mircea Badea. Nu, Badea e Badea, dar celălalt domn nu e domn. Scuze. Teo! Aoleu! Teo și Mircea. Da. Ficusul a fost la mine, după aia la ei și acum a ajuns la voi. Deci ficusul... Și acum e la Negru. Deci ideea este că a fost una dintre cele mai frumoase emisiuni de dimineață, perioada 98-99, până să vin eu la Neatza. Dar credeți-mă, mi-era imposibil să cred. Prima dată când mi s-a spus, dom'le, vei prezenta Neatza. Nu, eu nu pot să mă duc. Nu, eu nu pot să vin după Badea și Teo. Nu, îmi pare rău. Nu, sunt foarte tari. Iar eu am fost invitat la ei pe 1 decembrie 1998 și atunci, pentru prima dată, l-am sunat în direct pe Daminescu. Băi, bagă și tu, lasă Benny Hill-ul ăsta, bagă o muzică mai mișto. Maria, n-avem timp. Nu facem mișto, e o istorie, bagă istorie. Istorie, mi-istoria. Deci l-ați invitat pe Daminescu. Nu, i-am dat telefon și el a cântat România. Direct. Asta-i cântat și tu aici. Și știi unde a cântat asta? Acolo la Enescu, la casa Enescu, mă. Asta este... Așa am gândit. Cum? Această piesă este și pentru ficus, care are și el 25 de ani. Mergem mai departe. Iată o poveste despre ficus. Mergem mai departe. Mâinile pe Ciupercuță. Este 4-3. Atenție. Da, 4-3. Pentru Mihaela. Atenție. Următoarea imagine este asta. Gașca mea. Haikiu. Haikiu. Gașca mea. Foarte bine, Horia. Haikiu au prezentat în weekend emisiunea. Da. Tot la Neatza. Hai cu noi. Hai cu noi. Făceau matinalul de weekend și era foarte multă lume. Totul va fi bine. Mergem mai departe. 4-4, Mihaela. Ce nu ți-a... Tu știi doar Duminica în Familie, în rest... Nu, știam Neatza, Duminica în Familie. Ultima imagine. Cine știe, câștigă tot concursul. Ce premie? 2, 1, un pupic. Horia a avut o ezitare. Dă-mi niște semințe, te rog, dă-mi niște semințe. Da, Mihaela, despre ce emisiune crezi că este vorba? Asta e Dan Negru. Da, dar e important. Cu blondele. Blondele, da. Aici femeia are dreptate, pentru că blonde mă oxigenam pe vremuri fetelor de la... Vreau să știi cine te făcea la apă. Costel mă făcea. Costel zicea, hai. Băi, deci am trecut prin toate stările de agregare posibile, recunosc. Am făcut și greșeli. Gândiți-vă că a trebuit să intru... Dați poza, mă rog, în timpul ăsta. Uite-te la el. Nu, lasă-o pe toată, să râdă lumea. Și acum pregătiți-vă, acum bagă Benny Hill! Benny Hill, acum bagă Benny Hill! Domnilor, emisiunea Gong Show, care a fost primul show de talente din România. Primul ever. Da. După aia s-a scris istorie și mă rog, ați făcut cât ați făcut share. Dar Gong Show cu Te pui cu blondul a fost prima emisiune de talente din România. Băi, am făcut două emisiuni înainte de vreme. Da. Sara Banda și Gong Show. De fiecare dată nu era pregătită lumea, înțelegi? Acum e pregătită, Mihaela? Nu, Horia, trebuie să cântați.